Uitați, de ce ghiuzdăniel cu păpușă, cu o fetiță, da? Aceasta, cum vedeți, e o măsea, da? Măseluță. Cum credeți, pentru ce e indicată ea? Vasmina Sou! Salut! Sunteți pe canalul Vasmina Sou! Astăzi noi avem ceva foarte interesant. Am primit niște colete de peste hotare. Am comandat niște produse de pe un nou site chinez pe care noi nu de mult am aflat despre el. Site se numește New Chic. Și să vedem ce a venit și cum a venit, ce stare și ce calitate sunt produsele. Noi am comandat mai multe produse pentru Jasmina, pentru fete și foarte puțin ceva pentru familie. Avem 4 pachete, da? Da. În primul cel mai mic, să vedem ce este. Oh, încă un pachet. Aici este o jucărie, după cum văd eu. E totul niște scaun. Da. Eu de mult vreau să comand Jasmina și îmi lipsește ca ceva. Așa. Foarte bine împachetată, uitați-vă. Și așa, ca să nu se deteoreze, să nu se strice, să nu se rupă să pe drum, da? Da. Ia uitați-vă. Vino, tu vezi? Da. Unde jocul se numește balanța scaunelor. Trebuie să le ții, să facă, să căle, să țină, să nu-ți răsoară. Vezi? Toate cu un scaunel. Noi cred că o să facem o frumuță aparte și o să facem această provocare. Bine? Da. Așa, mergem mai departe. Dacă o să vreți să vedeți, comandați și voi aceste produse, noi link-ul la fiecare produs o să lăsăm în descriere. La fel ce o să lăsăm și în link-ul site-ului din a comandat noi. Și dacă o să vreți să comandați și voi, intrați și comandați. Așa. Acesta. Următorul. Asta e alea după mării. Da, acesta e cel mai mare și asta e ultimul. Da. Bine. Haideți cu acesta. Aici, cum crezi că e ce este? Penuțe. Mămica, comandăm penuțe. Asta pachete gol. Aici comandat două costume. Unul pentru Jasmina și unul pentru Melita. Acesta ține e al tău. Roz. Roz. Iar pentru Melissa am comandat un roșu bordo. Hai să deschidem. Deschidem? Bine? Da. Hai să deschidem. Să arată. Mai decât. Așa, pot? Da. Hai, da. Primul e a Melise. Am comandat cea mai mică mărime pentru Melissa și cea mai mare pentru Jasmina. Cred că am ghicit că am ghicit mărimea. Ia uitați-vă. Așa, pun pundove. Și niște lații leghis cu fustiță. La mine e tot așa. Așa. Și fustiță cu pantaloni, da? Wow! La urmă noi o să îi îmbrăcăm. Ce să vă arătăm? Și o să vă arătăm, da? Așa, mai departe, următoarea pe ce... Să uite ceva, să-mi lua cu o jucărică. Da. Hai să vedem, hai să vedem. Interesant. Dacă am ști ce am comandat eu, dar probabil că am uitat. Da, eu mă uitam ce comandat. Livrarea a durat 10 zile până la noi. Așa că în timp de 10 zile, Jasmina a zis puțin să uite ce am comandat noi. Da. Așa. Trebuie să punem toate aici la bine? Da. Aici e un bun pachet. E pachetat în două pachete. Da. Așa. Aici. O să rupem. Să vedem ce zorne e acolo, ce zorne e. Iarăși, e împachetat foarte bine, uitați-vă. Și de atenție, față de noi, da? Am împachetat foarte bine ca să nu se strage nimic pe drum. Ceva, eu văd aici albastru roșu. Ceva acum. Da, hai că de ochi și ai spus astăzi bine, trai? Da, numai nu-ți spun eu. Nu-ți spun. Scrie mai întâi. E foarte bine ambalat. Ascultă-mi bani deschis. Da. O, aici mai este ceva, două lucruri sunt. Deschide. Va, ia uite, mămică. Da. Aici avem mai mult pentru Melissa, pentru că scrie baby inteligent. Sunt niște, hai să deschidem, bine? Hai. Foarte așa, aceasta. O să îi deschidem sau? Da, hai să deschidem. Da. Ok, tu? Hai.
Vă întreb ce jucării ne-am comandat în de dezvoltare pentru Melissa. O să facem cred că și filmez pentru canalul ei. Aici este gentuza. Da? Unde să păstrăm aceasta? Da. Aici arată cred că instrucția de cum se face. Iată așa o împurietie. O placă așa din împurietie. Cu găurile. Vezi găurile are. Și... Și culorile, toate culori. Și aici sunt câte detalii. Să ne amintesc că am uitat câte detalii. Aici poți să pui piață. Și piață poți să le pui și să le introduci. Sunt... Să faci mare, să faci o tungă. Da, da, da. Să mă mic, am uitat. A, 30 de piese sunt aici. 30 de piese diferite cu culori. Eu deschid aceasta. Da. Și iată, aceste piese. Vezi? Așa, piese, uitați și mari. Introducem găurile de cele și una în alta folosim să introduci. Iată așa, una în alta și faci tot, costă și un turn. E un joc foarte, foarte bun de dezvoltare pentru copii. Așa un turn a făcut și așa nu se trebuie să le facă pe toate, până sus. Așa, pentru Melissa, se va juca aia. Și aici mai avem încă... Mești! Am comandat două mești. Hai să vedem, să rugăm. Am comandat două măști pentru provocări. Foarte moale, așa panda să fim. Da, ia uitați-vă, arată foarte, foarte haioase, foarte bine, așa? Wow! Adevăr, foarte bine acoperă că nu se vede nimic. Ultimul pachet. Cel mai mare. Mai mare. Cel mai mare, cel mai voluminos. Aici mai multe lucruri sunt. Primul ce văd eu este o centură. O să vedem acum să fie eu am luat-o pentru Jasmina. Da, eu am grădiniță să se ducă. Eu am magazin. Posibil că o să fie și alte niște, nu știu. Mă gândeam să comand una, să văd cum calitatea și dacă o să-mi placă să mai comand și a doua. Uitați de ce ghiuzdăniel, cu o păpușă, cu o fetiță, da? Aici se regulează. Și păpușa aceasta e pe lipici. O scoate. Și ne jucăm cu ea. Și plus la asta, ia uite, observa și tu. Da. Aici este un fermoar, deschidem. Și aici, nu nimic. Dar cred că se poate de scos bureta și de pus acolo ceva. Sau așa o păstrezi. Da. Ia uite, ce o poți să te joci, o lipești înapoi. Și ghiuzdanul nostru e cu fetiță. Așa. În trei ori are doar un buzunar, dar e foarte încăpătoare, cred că. La urmă o să vă arătăm cum este în spatele Jasmine, da? Da. Hai să vedem ce mai avem aici. Pentru că mie așa tare îmi place această deltuță. Îți place? Da. Îmi place. Și aici avem ceva foarte sant. Eu am văzut undeva la cineva așa ceva și când am găsit aceasta pe site-ul New Chic, am zis că neapărat să comand și nouă. Credeți voi ce e aceasta? Aici am luat capacul. Da, de capacelul meu, așa capacelul. Așa, ia uitați-vă. Aceasta, cum vedeți, e o măsea, da? O măseluță. Cum credeți, pentru ce e indicată ea? Are patru găurele. Aici pui peluțele de dinți. Ce pui în baie? O să vă arătăm la urmă și pe ea în acțiune. Toate produsele care le-am astăzi o să le arătăm. Haideți să le îmbrăcăm pe Jasmina și Melissa. Celelalte lucruri o să le arătăm în acțiune, da? O să le arătăm mai de aproape. Și aici mai avem ceva. Să ne vedem. E ultimul produs. Lipite semnii de eu. A, nu e ultimul. Apropo, mai avem de primit încă o colier cu slime-uri. Am comandat sticluțe în culori cu slime-uri. Slime-uri sticluțe. Pentru drumuleți, da? Dar când o să o primim, trebuie să o primim mâine, poi mâine să o primim și pe ea, ultima, o să vă arătăm, să facem primirea aparte, nume cu ea. Tot de la New Chic. Și aceasta este o plapumă pentru pat. E foarte moale, ia uite, îți place? Mie mi-a plăcut foarte mult pentru aceste două oițe. Și o păsărică, acolo este, că, wow! Și pentru guline, mie foarte mult îmi plac hăinuțele și lucrurile cu guline. Și în plus, se foarte bine se combină cu culorile din camera noastră. Cafeniu, beș și apă, care a noi predomină. Așa că o să pun pe pașa să vedem.
Amiga, tu știi ce medalie vreau cu tine aici? Ce? Din toată aceasta. Da? Mie îmi place și plapuma. Acum și-a vedea, poate să arăte pe patul cu nostru, dar poate să fie micuță, să o punem pe patul vostru. Mie îmi place din toată aceasta și hainuța. Da? Avem, dar, gentuța, costumașele, aceasta pentru dinți. Da. Din jocuri avem aceasta cu scăunim și tot pentru Melisa. Și măștele, da? Și plapuma. Și plapuma, asta e tot, da? Acum vă arătăm mai aproape toate aceste produse și voi să scrieți în comentarii care cel mai mult v-a plăcut vouă. Da? Și dacă o să vreți la fel să comandați ceva din aceste lucruri sau poate altceva interesant, puteți intrați pe site-ul newchic.com, o să fie în descriere și să alegeți ce vreți voi. Acolo sunt și haine, sunt și produse pentru copii, sunt și pentru o casă, pentru decor, sunt jucării, da! Sunt multe, multe lucruri, îmi dați ceva decât să vedeți și dacă vă place să comandați. Pentru că sunt foarte bunișoare. Hey, what's going on now? Do you see what I mean? Nobody gives a damn. And still they bow down. Just appeasing their game.